Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi fac un video cu puișorii, cum am zis în ultimul vlog. Aceștia sunt scoși la incubator, au fost 22, unul golaș mi-a murit și mai sunt 21, dar acesta nu prea îmi place mie de el. Le-am pus aici o cutiuță mică, că nu le pot să le pun adăpătoare, că se audă toți. Și le-am pus și acolo le pun mâncare. Mi-a scos și cloșca. Haideți să vi arăt și pe aceea. 13 pui. Bine că trebuia să fie mai mulți, dar 2 a sufocat și unul a murit de el și n-au putut să ciocnească restul. Aici sunt 13, sunt doar că sunt băgați acolo. Uitați pe aceștia, trebuie să le fierb un ou. Mai am încă 10 golași, dacă a murit unul, ca 11 au fost golași, 11 normal. Am și gri așa, colorați în general. Stați să vă arăt ce le pun eu în apă. Asta. Să scrieți în comentarii dacă ați folosit sau dacă este bun. Și vreau să vă zic ceva, să vă abonați la ferma lui Adrian. Are o curte plină cu păsări, are vaci, gâște, curci, găini, porumbei, rațe românești, rațe leșești, gâște. Și să vă abonați la el. Îmi place foarte mult ceea ce face. Am pus și eu o gâscă pe 9 ouă, cealaltă n-a căzut, încă are 7 sau 8 ouă, cred că 8. O să o pun și pe aceea când cade, doar că mă enervează gâscanul, că tot merge și mi-o deranjează pe aceasta și cred că o să-l mut. Uitați, acesta ce face, vrea să intre aici, alunecă. Și cred că o să-l mut pe gâscan acasă, în coteț, că este rău. Și da, prieteni, cam atât ar fi și cu acest vlog. Mâine o să fac un vlog că cu cloștile, că am ceva cloști și cu gâsca o să vi arăt și cu restul păsărilor și animalelor. Și o să avem un nou membru, o să vi-l arăt și pe el în noul vlog. Acesta am fost eu, până data viitoare, la revedere!